ceva timp și eu îmi doresc un băiat ca el, pentru că acest băiat este foarte, foarte talentat pe multe genuri muzicale și mai ales pe banat. Și vreau să-i dați și lui puțin ascultare, pentru că dacă norocul va fi de partea lui, eu cred că băiatul ăsta va ajunge bine în viață. Dai să meargă, Cezar! Toți dușmanii mei s-au strâns. Parcă ar fi magistrat. Să mă judece pe mine. Iar așa, iar. Parcă ei n-ar fi pătați. Ai. Parcă o să ne blocheze live-ul că suntem în mers, da? Parcă ei n-ar fi pătați. Bun. Vai, stil curat, voce deschisă, căldură. Și are vocea lui. Vocea lui, fraților, vocea lui. Au toți ardea cu pietre în mine. Adevărat stil. Toți ardea cu pietre în mine. Mai departe. Să pună mâna pe piatră, cel ce n-am greșit vreodată. Au cel ce n-am greșit și vreodată la 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 la. Bun. Bravo, Cezar. Sunt bună din suflet. Bravo, Cezar. Foarte, foarte frumos. Și vă dați seama că este și el la început, e copil, are 20 ceva de ani, e emotiv, dar bine de tot. Nu prezint eu niciodată ceva aiurea. Mulțumim, adică mulțumim. Știți că eu nu prezint ceva aiurea, pentru că n-am cum să vă prezint ceva aiurea legat de muzică. Dar acest băiat chiar merită un loc în țara asta. Și vorba aia, când îți dorești ceva cu adevărat, ți se împlinește, dar trebuie să-ți dorești cu adevărat. Băiatul ăsta își dorește să ajungă acolo unde trebuie, ce a dorit, să ajungă la mine și a ajuns. Și cred eu că am și eu puterea de a mă ocupa de el din toate punctele de vedere. Credeți-mă. Da, văd că ai numai mesaje frumoase aici și Cezar. Le mulțumesc din suflet și din inimă. Din suflet și din inimă le mulțumesc la toată lumea. O să mă ocup de acest băiat și într-un an de zile, nu zic mai mult, poate și mai puțin, într-un an de zile o să stăm de vorbă. Pentru că ați auzit și voi, cei care cunoașteți, cei care sunteți afoni, puneți-vă să dormiți și care mai vorbiți aiurea. Are un timbru foarte plăcut și o stacatură extraordinar de bună și execută foarte bine. Și mai cântă și cu acordeonul, ca să știți cum stă treaba. Se acompaniază și singur. O să-i pun, o să-i dau acordeonul meu, că am și un acordeon, toate că nu știu nimic la el. Dar e bine că l-am, măcar să cânte la el. Nu ai voie să conduci pe TikTok. Dar nu conduc eu, frate, eu sunt în spate. Nu se vede.
Ia dă-i puțin Bihoreana Cezar. Au Bihoreana Romai așezată. Au Bihoreana Romai Tavel mangă bachta liva. Au pe bihoră canazau, da 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 pălăria romaina, da da la da 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 da, ca toată țanca cărdiva. Bă-na mini pandala, da 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 da. Bă-na mini bina mini bina mini bamba, da 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 da. De ce zară? Au să mâncam, să mâncioacană, uri da 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 da. Păi ai mei zâmbre scoacea mă, da 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 da, canapeau mei sunt dilova. Tara miri bana da da ne na da da na na ti da, bana miri ne na da da na, bana miri bana na da, bana miri bana da da na na da da ne na ti da. Băi, când e bine, e bine, ce să mai? Vreau să scrieți aici, da sau nu? Fiecare cu părerea lui, fără supărare. E roșu? Roșu e. Da? 100 la 1000. Da, 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 vă mulțumim, vă mulțumim, da, deci da, 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 e numai dauri aici. Cezar, s-a umplut TikTok-ul de da. Vă mulțumesc din suflet și din inimă. Deci da, frate, ai da, deci sus până jos numai da, da, da. Că știți că oamenii contează și părerea voastră. Pentru orice muzicant, orice lăutar, orice artist. Eu dacă spun că mă ocup de băiatul ăsta, eu mă ocup, frate, într-un an de zile, acolo unde trebuie. Acum depinde și de el, de munca lui și de cât de serios e, dar eu cred că e și foarte serios și foarte muncitor și îl văd că vrea să facă ceva în viață. Are și el un copil de 2 ani, nu? Da. Să-ți trăiască. Șapte aprilie la Sebastian, ne vedem. Vă așteptăm. Și cântă și manele și de toate. Salut! Salut! Poți să bapă la cu tine? Să ce? Să bapă la cu tine? Zici tu ce vă... Pup live de pe TikTok, am aricat de pe partea altă, de la Luca. Dați follow pe Instagram, rxqlul.ul. Dar să nu uitați! Ia zi, bossule, ce faci? Bine, tu? E, aici, cu 32 ăsta ne simțit. Apar și eu pe live. Hai, salut băieții. Gata? Hai, ne vedem la... O să meargă cu mine la... La fratele meu, la... La Lucian. În vreo 2 zile, așa... Să zic, îl iau și pe el cu mine și o să apară peste tot. Deci el a venit astăzi, dar vorbesc cu el de vreo 2 ani. Tot vorbim, tot vorbim. Mamă, ce aglomerație.
pup! Haideți că mai revin diseară cu Cezar, da, ca să vă mai dăm câteva detalii, să vă mai și cântăm și în primul rând el să vă cânte el mai mult, pentru că o să ne blocheze live-ul, pentru că suntem la volan. Și aia e. Hai, vă pupăm și vă salutăm și ne auzim pe seară, da? Oricum, diseară merge cu mine la nuntă direct. Băi, eu te pun direct pe teren, tu nu înțelegi o treabă. Nu te iau să te țin. Știi ce zic? Da. Tu diseară cânti cu mine direct la nuntă. Pe teren. Mai bine, mai rău, dăm drumul direct pe cai. Ai înțeles? Da. Hai.